Hai, salutare la toată lumea și bun găsit la un nou episod. De data asta aici în grădină am ieșit așa ca duminica să luăm o gură de aer proaspăt și m-am gândit să facem și un videoclip. M-am inspirat, ca să zic așa, să dăm drumul la un videoclip pentru că toată săptămâna a plouat, timp urât, nu s-a putut filma, așa că astăzi am găsit un refugiu, ca să zic așa. Și astăzi vom face un clip foarte așteptat de voi. Viu cu un bonus pentru că am luat o pauză destul de lungă din cauza timpului. Nu mai mă lungesc cu vorba, intrăm direct în subiect. Este vorba despre Everest, o să vi-l prezint în câteva momente. Mergem jos și mai vorbim alături de el. Acolo să vedeți evoluția lui, să vedeți cam cum arată. Și totodată așteptăm și întrebările voastre pe rubrica de comentarii. Da, ăsta e bonusul, ăsta e clipul de duminică care vi l-am pregătit. De mult l-am mai făcut un clip cu Everest, știu că multă lume m-a întrebat de el. Ba chiar unii dintre voi m-a întrebat dacă îl mai avem. Așa că astăzi facem așa un clip frumos, scurt, nu ne lungim prea mult, dar un clip care sunt sigur că îl așteptați de mult. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară, coborâm de aici din grădină și mergem să vi-l prezentăm pe Everest. Haideți să mergem! Everest. De mult nu vi l-am mai prezentat. Ce-mi place la acest mascul, foarte lăbos, fiți atenți, o sătură ce are acest câine. Să vă faceți o idee cam ce osătură are, cum e mâna mea pe lângă laba lui. Un câine foarte masiv, o picioare, n-am văzut câine așa de gros. Nu e un câine mare, un câine compact, cu o grosime pe măsură. Cap tipic, guler, da? Guler masiv, foarte bine dezvoltat în piept aici. Masiv. Foarte agresiv. Este cel mai agresiv câine la noi din gospodărie, inclusiv și la alți câini și la om, foarte agresiv, să nu întâlnească câine, să nu întâlnească, bine, mai puțin câinii noștri mai danești, dar și ăștia dacă îl enervează și când el în acțiune, ca să zic așa, e jale. În schimb, e un câine foarte echilibrat, pentru că trebuie lăsat așa să facă treaba. Știe el, rusește așa dacă vreau. Un câine care are la bază părinți din Moscova, din Rusia. Da. E un câine care mie îmi place. Degeaba e un cocostârc înalt, n-are cap, n-are picioare. Sunt câini între câini. Am văzut câine de 90 la grabă, n-avea picioare. Sau n-avea cap. Sau avea picioare, dar n-avea bot. Mai bine, mai compact așa, adică la volumul lui are niște labe pe măsură, m-am spus, rar să găsești așa labe ca la și osături, ce-ai ce osături. Așa, un cap tot așa pe măsură, ăsta-i caucazianul rusesc, linie rusească. Trebuie ținut cont că are doar un an jumate, deci el să mai îngroașă, acum pune pe el. Acum vreau să vă arăt și cum merge acest câine, o să mă duc puțin în spate cu el, să vedeți cam cum merge, după care venim cu fața, să vedeți cam ce mers are. Și nu l-am învățat, nu, nici n-am stat de el, deci n-am stat de el să-l învăț, pur și simplu e genetic. Hai, e vei?
e puțin obosit și el. Are un mers foarte frumos. Să vă faceți o idee cam ce labă are acest câine. Vorbim de piciorul meu. Un câine foarte lăbos. Da, să vede. Nu exagerăm cu nimic. Agresivitate cu Everest. Un câine care, vă spun sigur, pune gura, nu se joacă. Are agresivitatea în sânge, asta înseamnă genetică de câine agresiv. Facem un test de agresivitate pe loc neutru, deci nu la noi în curte, mergem la vecinul. Sărim gardul. Sărim gardul, da, o gard nu avem. Așa. Hai să vedem. Suntem pe teren neutru. Merită deșerta. Bravo. Merită de șef. Bravo băiatul, da, un mascul de un an și jumate, un an și 6 luni. Foarte echilibrat, își face datoria de pază. Te păzește și pe vecin? Da. Te păzește pe vecin. Ați văzut și un mic test de agresivitate. Știu că se însăriți mult în cap, dar asta e. Omul trebuie să vadă și temperamentul câinelui. Degeaba e frumos, degeaba e gros, dacă nu e și un pic de agresivitate să facă pază, pentru că ăștia sunt câini dedicați doar pentru pază, pază și protecție. Da, el e Everestul nostru, frumos. În schimb, n-ai treabă cu el. Un câine echilibrat, nu... Doar când e el în acțiune, trebuie să-l lași. Să nu te bași prea mult în el, se întorcea și la mine, dacă mai mult ca să-i dau drumul să sară pe om. Ce faci, mă? S-a rușinat, domnul. S-a rușinat câinele, așa. Nu te bași, mă? Băi, stă-te, mă, jos. Da, el e Everest, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like. Și până data viitoare, multă sănătate. Așteptăm întrebările voastre pe rubrica de comentarii. Cum vi se pare Everest al nostru? Ciao. Ce mă, ce bun de tata, mă, blănosul lui, mă. Blă.
noblănosului, mă. Noblănosule, mă. Noblănosule, mă. Ce faci, mă? Hai să mergem. Ce-o mă face, mă, de jos?